Vă salut, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod din Pokémon Trading Card Game Online. Ei bine, avem aici de-a face cu o schimbare la față, aș putea spune, acestui joc. Nou update, noua expansiune, Ancient Origins, după cum știți. Lăsasem un comentariu pe pagina mea de Facebook, pagina canalului de Facebook, înainte să adauge acest expansion și, într-adevăr, abia l-așteptam și chiar îmi place că a ajuns. Ei bine, acum, ce Pokémon sunt în acest expansion? Puteți să-l avem aici pe Hoopa, EX, Mega Tyranitar, EX, Mega Rayquaza din celălalt expansion. Mega Rayquaza practic n-a schimbat nimic decât că este shiny acum. Și Primal Groudon, care tot așa are și acest shiny color și sunt în acest expansion cele trei, Primal Kyogre, Primal Groudon și Mega Rayquaza shiny în cărți. Da, și am intrat în nouă epocă, X and Y Ancient Origins. Acestea sunt banii mei foarte mulți, da, știu. Am și un nou deck pe care vi-l voi prezenta astăzi, Marșul Nopții, cum se numește, Night March. Ce vom face? Vom deschide și pack-uri, clar, asta este inevitabil. Vom deschide și pack-uri Ancient Origins noile. După cum vedeți, aproape am terminat acest versus reward și mai sunt 14 zile până... da, acest deck este nuts, cum să spun. Cred că vom intra într-un joc sau două, depinde. Sper să... deci, azi să vă arăt... Cum stau cu acest deck, palmaresul deck-ului, deci deck-ul e cam așa, deocamdată cu el, 55 de jocuri jucate, 47 de victorii deja, deci un procentaj foarte bun de victorii cu acest deck, deci practic din cele 55 n-am pierdut decât 8, dacă stau bine să, așa, și am câștigat 47, deci e mult. Și făcând o comparație cu celălalt deck mai bun pe care l-aș putea să zic că l-am, Size Mitoad Keldeo, avem 80 de jocuri jucate cu el, 50 de victorii. Deja aproape cu Night March ne-am apropiat de 50 de victorii, însă 55 de jocuri jucate. Așadar, da, e un deck foarte bun. Sper să, ca acum când filmez, să nu nimerez un deck care ar putea să mă învingă și să pierd chiar acum când filmez. Ar fi chiar culmea la câte jocuri am câștigat cu el. Acesta este deck-ul, dacă vreți să-l vedeți. Da, haideți să intrăm mai întâi în deck ca să vedeți cum, pe ce se bazează și să vă explic în joc care. Bun, deci deck-ul se bazează foarte mult pe acest atac, Night March. This attack does 20 damage times the number of Pokémon in your discard pile that have the Night March attack. Deci pur și simplu ce faci? Îți pui cât mai mulți Pokémon care au atacul Night March în speță, Pumcabu. Lampent, care este Pokémon de stagiu 1 și care întotdeauna va ajunge în discard pile, deci acesta nu va fi folosit niciodată. Și Joltik cu tot așa cu Night March. Și bineînțeles, 2 Mew EX care are această abilitate versatile, pur și simplu poate să folosească orice atac al Pokémonilor existenți în bench sau și al adversarului și ale tale, în bench sau activ, depinde. Mr. Mime îl folosesc pentru că are acest bench barrier și în cazul unui Genesect EX ar putea fi periculos, mai ales că au viață puțină, mai ales Joltik doar 30 la viață și Pumcabu doar 60. Multe traineruri, Acrobike, multe de astea de luat cărți, Acrobike și punctul de rezistență acestui deck, Battle Compressor. Ce face Battle Compressor? Iei 3 cărți din pachet, le pui în discard pile. De obicei, ce faci? Cu Battle Compressor iei din discard pile Night March Pokémon, ca să poți să-i mărești atacul de Night March unui alt Pokémon. Via Seeker ca să ții un suporter, Ultra Ball ca să poți să descartezi, poți, dacă ai în mână un Night March, descartezi acel Night March, mai crești puterea, însă o să vedeți în jocuri. Lysander, bineînțeles, niciodată nu lipsește, Juniper, N,
Professor's Letter, îl folosesc Professor's Letter pentru că e bun. Dimension Valley, și aceasta este un stadium foarte important. Fiecare Pokémon de Psychic poate să atace cu un... cu o energie mai puțin, Muscle Band ca să mai mărească atacul și energiile, 4 Double Colorless, 3 energii de Fighting, 3 energii de Lightning. Asta este deck-ul. Să-i dăm drumul, zic, la un joc. Poate reușim să facem, să câștigăm, ca să vă arăt puterea adevărată acestui deck. Vă recomand ultimul stream al lui Jewitz. Deja s-au început să se facă deck-uri cu folosind Ancient Origins-ul și practic este absolut incredibil acel deck. Pur și simplu poate să câștige din prima tură. Deci nici fără să atace, fără nimica. Bun, el începe primul. Chiar asta voiam să vă spun, este bine dacă începe el primul. Bun, avem un New EX. Îl băgăm în joc. Ce să spun despre această mână? Nu e extraordinar bun. Deci n-a prins aproape nimic extraordinar, aș putea spune. Bun, s-ar putea ca acest Sigilyph să fie o problemă la un moment dat. Bun, nu m-a adormit, ceea ce e un lucru bun. Mi-a dat... Și putea să-l fac și knockout. Da, ce face acest deck? Poate să... facă knockout Pokémon din al doilea tur. Deci cum sunt eu acum în al doilea tur, pot să fac un knockout Pokémon destul de mulți, și putea spune. Însă e vorba și de noroc. N-am deocamdată un suporter în afară de Lysander și nu este o mână destul de bună, aș putea spune. Pot să mi-o fac eu, însă nici nu știu. Nu mi-a picat nici Battle Compressor, nici ceilalți de Night March care avem nevoie ca să pot să atac în primul tur și n-am niciun suporter care să-mi iau cărți. Ce să zic? Nu am început extraordinar, asta e clar. Nici nu știu ce să fac, dacă mă credeți. Cred că o să-i dau pas, chiar n-am ce să-i fac. N-am ce să fac în această situație. Puteam să mai fac niște chestii, lucruri aici, însă nu, chiar nu merge. Dacă pierdem primul meci, ceea ce se poate să se întâmple. Bun, Muscle Band, deja mi-a dat 50 damage cu ce mai iau de la Poison. Își mai ia iarăși, bun. Ok. Joltik. Nu e rău faptul că mi-a picat Joltik. Pot să folosesc Escape Rope. O să vedeți de ce. Cu Joltik pot să-l fac knockout pe Sigilyph. Și în caz că... Da. Din păcate, tot nu am un suporter. Aș putea să-mi iau un Lightning Energy. Unul singur. O să vedeți de ce. Unul singur mi-au. Folosesc Bicycle, mai au o carte și uitați Juniper. De aceea am făcut asta. Mi-am consumat energia pentru această tură, însă nu e bai. Acum folosesc Ultra Ball ca să mai elimin 2 Night March din deck. Și acum ce voi face, cred că îl voi lua pe Mew. Sau, dacă mă gândesc mai bine, cred că tot un Joltik ar fi mai bun. Veți vedea de ce. Acrobike. Mew. Nu știu dacă... Ne-a picat Mew până la urmă. Fi frumos. Oh. Cred că o să am nevoie de aceste energii. Chiar dacă și Dimension Valley e bună carte. Bun, are... Pot da un retreat cu retreat și să atac... puteam să iau Dimension Valley și să-l fac knockout. Uitați, dacă nu gândești la deck-ul ăsta e mai greu. Luam Dimension Valley, puneam, retrăgeam și atacam cu Mew. Da, ce să-i fac, asta e... Probabil mi-l face pe Joltik knockout, însă la următoarea atac. Asta e clar.
Atac. A, dar nu puteam cu Mew. A, e bine. Deci n-am greșit, pentru că nu puteam cu Mew să-l atac pe Sigilyph din cauza abilității lui Sigilyph. A, e bine, până la urmă. Sunt curios dacă mă atacă. Da, o să mă atace și o să-mi dea un knockout. Dar am Lysander. Am Lysander. Un lucru bun, are weakness bun, deci nu putem... acesta e periculos. Acest tip e periculos, pentru că dacă l-are pe Trevant e nasol. Nu mai pot să folosesc abilități. Nu e un deck care să-mi cam placă, care să joc contra. Însă asta nu înseamnă că e neapărat rău. Voi folosi Lysander, cred. Pe... Puteam să-mi iau două energii. Nici nu știu. Câte Nightmarch-uri? Trebuie să verific câte Nightmarch-uri am. Deci am 1, 2, 1, 2, 3, 4 deocamdată. Deci 4 ori 2, 80. Doar 80 aș da damage. Pe Shaymin l-aș învinge totuși, pentru că are weakness. Asta o fac pentru că am mai luat niște cărți din discard pile. Acesta și cred că încă un Joltik. E probabil tot pe Sigilyph îl va băga. Într-adevăr. Deci cred că trebuia să-l fac pe Sigilyph knockout. Nici nu știu dacă am procedat bine. Aoleu, nu acesta. Acesta este foarte enervant. Nu pot să joc item card-uri, e un fel de, să-i zic așa, un fel de seismitoad, măcare abilitate. Nu m-a adormit, să vedem, el cu Royal va ataca, asta e clar. Este cel mai prost deck cu care aș fi putut să intru în bătălie. Bun, asta este, nu pot să-l retrag, ok, nici nu aveam de gând, cred. Trebuie neapărat să scap de acesta cât de repede posibil. Mew. Nu am decât pe Mew. Ok. Cred că voi pune pe Joltik. Voi folosi Juniper și să sper să-mi pice Dimension Valley. Bun, ok, mi-a picat Dimension Valley, însă tot nu mă ajută cu nimic. Există vreun atac? Ok, ăsta ar fi un atac, ok. Îmi puneți activ în nou Poison Switch Pokemon with one of your bench Pokemon. Oh, bun. Dimension Valley. Să vedem ce atac folosim. N-aș folosi Nightmarch, pentru că nu m-ar avantaja cu nimic. Night Attack, Trident Encounter, One of Your Opponent's Pokémon. Ok, deci doar astea pot să le folosesc. Voi pune pe Gengar, cred. 3. Să sper un Lysander la următoarea. Ce Sigilyph îmi strică foarte mult planurile, mai ales cu Mew EX. Foarte, foarte mult. Este un joc tensionat. De obicei câștig foarte repede jocul. N-am nevoie de foarte mult timp. Și-a luat multe cărți.
Un V-Seeker ar fi bun pentru Lysander, l-aș aduce pe Gengar, l-aș face knockout și aș spera din nou la un V-Seeker și nu la un Lysander, însă e greu să fie chiar așa ușor. Este un deck care se potrivește pentru e foarte bun pentru Nightmarch, mai ales că folosește și Dimension Value. Și mai ales că eu am Weakness. Da, asta bun, are Burbank City Gym. Da, nu i-a plăcut Dimension Value. Mr. Mime. Mr. Mime, degeaba l-am. Acum mi-am luat două energii. Două price card-uri, pardon. Am câte am? 1, 2, 3, 4. Așa se întâmplă. Câștigi meciurile ușor de obicei, însă de data asta nu a fost așa. Oh, shit. Da. La asta nu mă așteptam, să vă spun sincer. Battle Compressor. Cu Battle Compressor aș putea face niște lucruri. Să sper cât Dimension Valley mai am. Trebuie să mă uit. Una, două au fost folosite, mai am unul. Șansa să pice e mică. Ok. Și nu mai am... aș putea să folosesc pe Pumcă Bu. Gen Night March. Să pot să-l folosesc pe Mew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160 cu ce damage mai are și el. Aș face treabă. La limită totuși. Încă bu. Folosi N. Mă avantajează în acest moment. Bun. Roller skates, ia să vedem. Încercăm să mergem când mă da. Normal că l-am, mă rog. Se putea. Nici nu știu pe cine să... Cred că pe Pumcă Bu aș pune acel. Mai pun un Battle Compressor. Și aș elimina ce nu am nevoie. Deci n-am nevoie de un de-asta. De de-asta nu mai am nevoie. Și cam atât. Cât e mai mic decât cu atât șansele să răspice o carte e mai mare. Bun, ce putem să folosim? Night March. Asta ar fi cel mai tare atac. 180 damage. Da, de-aia e bun acest Night March, că poate dea mult damage. Bun. Oh, perfect. V-Seeker și N, ca să am un suporter. Nu știu câte... cred că mai am double color resturi. Da, mai am vreo două, cred că în pachet. Ceea ce e un lucru bun. V-Seeker, îmi pot lua mutat la un Lysander și să-l fac knockout pe Gengar. Însă am nevoie de noroc, în primul rând. Să am nevoie și de... Da, să am nevoie de mai multe chestii. Să pot să fac knockout, de aceea am suporter. V-Seeker, na, nu cred că o să pot, va trebui să folosesc Juniper. Nici nu știu pe cine să bag. Acel Gengar. Dacă pot să-l aduc pe cel Gengar, să pot să și atac, fi cred că cel mai bun lucru. Bun. Dacă nu, să e cam gata. Asta e. Îl bag pe acesta pe Pumcă Bu. Battle Compressor. Ok. Battle Compressor. Și putea să-l folosesc. Mai scad puțin din deck. Am double color S, da, am. Doar unul. Se pare că mai am. Cât mai subțire să fie. Cât mai subțire cu putință. Tu n-aș putea să-l fac knockout, să-l aduc. Aș putea folosi N.
dar după aia chiar nu mai pot să folosesc nimic. E la Nanghe meciul. Nu, două sunt, trei sunt, da, deci mai am una. Să folosesc Juniper sau să folosesc Lysander, dar nu pot să folosesc doi în același timp. Foarte delicată treaba. Folosim până la urmă. Da, am pierdut. Am pierdut din păcate. Băi, dar consider că nu mai are sens. Trebuia să folosesc Juniper, dar nu mai are sens. N-am prins un meci deloc bun. Asta e, mai încerc o dată. Trebuie să arăt neapărat forța turului 2 al acestui deck. Ăla chiar era un meci greu. N-a fost la Nanghe, aveam nevoie de mai multe cărți. Bun, tot eu încep al doilea, ceea ce e bine. Oh, cred că e bine pentru noi. Să vedem ce are. Seismitoad, ok. Încep primul, Paul face knockout. Seismitoad, de fapt, este un adversar bun. N-am mai întâlnit niciodată până acum Seismitoad. Sunt curios ce se va întâmpla. Dacă nu mai are un Pokémon, s-ar putea să... Oh, ok. Să gândim. Battle Compressor. Mai întâi. Primul lucru pe care îl face. Dacă reușești de aceste două ture să obțin... cărțile trebuincioase ca să pot să dau un 180 din prima, ar fi visul extrem. Bun, deci e clar că voi pune acesta... nici nu știu. Cred că voi folosi Dimension Valley, clar îl pun. Un Acrobike. Muscle Band. Ok, Muscle Band l-aș lua. O să mai am nevoie totuși de un lucru. Un Joltik. Da. Din păcate iarăși n-am avut suporter. Ce ghinion. Iar nu mi-a picat, n-am avut un suporter acolo în cărțile acelea. Și nu e deloc bine, ce putea spune. Dau doar 100 de damage. El o să-mi dea damage acum 30, din cauza că Joltik e mai slab așa. Of, da, e... Nu e, n-a fost chiar bine. Mai mi-ar fi trebuit un Battle Compressor și încă vreo... Da, și nu o să pot să folosesc nici item card-urile la următoarea. Cred că e joc pierdut din prima. Deci, nu pot să cred. Nu pot să cred. Da. N-a prins energie. Cred că a prins-o acum, însă... Da. Era de așteptat. Are și el Battle Compressor. Nu, dacă nu pică niciun suporter la următoare, de fapt îi pierd meciul, nu mai are sens. Nu o să mai pot folosi item card-uri și deja îi pierd meciul. Incredibil. Două înfrângeri și până acum am bătut absolut tot, așa se întâmplă. Dar nu mă las până nu câștig un joc. Se va întâmpla la un moment dat. Bun, nu spune că are același deck. Dacă are același deck, e chiar ciudat. Bun, am nevoie de suport din prima. Da. Bun, Pumcăbu e bun. Pumcăbu. Trebuie să dau un al doilea tur. Trebuie să dau ca lumea. Ești bun, deci nu pot să-l bat în primul, în al doilea. Aoleu, nu i-ar ăsta. Nu i-ar ăsta. Cum de se întâmplă de prind Seismitoad EX? Da, și Hypnotoxic Laser. Îl prind pe Seismitoad EX exact când... filmez. Nici n-am prins niciodată, vă spun sincer, n-am prins niciodată până acum Seismitoad EX.
N-am jucat niciodată împotriva unuia. Și acum mai prind în prostie. Dacă apucă să-mi dea... Acel are nu-l din nou. Ouăleu. Ce nasol. Da, am spus, acest deck e foarte overpowered, însă trebuie să ai noroc. Trebuie să ai puțin noroc. Puțin, dar nu foarte mult. Pentru că are foarte multe cărți care ia cărți în mână și... Pe asta se bazează. Bun, voi face Juniper, n-am de ales, trebuie să prind Double Color Res, un Battle Comp, ouăleu. Despre asta vorbeam. Exact despre asta vorbeam. Dacă le-am prins pe astea, e cam gata jocul. Bun, am 3 în bench. Ceea ce nu e bine pentru mine. 3 în price card, pardon. Mai am un punkabu, nu mai am un punkabu. Punkabu, 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 hai. Bun, deci nu am decât... Ăștia sunt toți nightmare pe care îi pot să iau până acum. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140, 160, mamă, e la nanghie, mai aveam nevoie de 1. O să iau aici în... Da. Nici nu știu dacă... 1, 2, deci încă o dată. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai am jos 1? Nu mai am. Bun. Nu știu dacă mai am. În pachet nu cred că mai am. N-ai problema. Mai am vreun... Nu mai am. Dacă mai aveam... Oh! Salvarea. A venit salvarea. Practic. O să dau 180 fix. Sick. Sick damage. Și putea să-i spun. Și cred că atât. Nu, cred că nu. Sick damage. Visu. După cum spuneam, prea overpowered. Trebuie să nu mă lase să folosesc nouă următoarea. Item card-ul, s-ar putea să poată să folosească seismitoad, acest seismitoad. Vom vedea, oh, Zubat, ok. Are double colores? Are. Da, e și asta o posibilitate. 30 cu 5, oh. Ce noroc a avut. E posibil să pierd, chiar dacă am făcut acel sweep frumos. N-am ce să-i mai fac acum, că nu pot să folosesc item card. Șansa mea în acest moment e să-mi vină un suporter și să-mi vină double color restul. Doar este singura șansă, Hypnotoxic Laser. Ok. Bun, a prins. El o să continue să dea Quicking Punch. Să dacă prind și o suporter, nu va fi bine pentru... Aoleu, nu pot să cred. Să-mi dea pe Jolty, nu? Ah. Îmi convine, că scos să-l folosească pentru Jolty, 50 damage. Bun. Chiar nu știu ce o să fac fără un... Hai, da. Da. Nu mai zic nimic. Cred că m-a și bătut. Da, are Crobat, gata. E gata. E gata. E gata, ce să fac? Asta? Hai, n-am avut noroc. Am prins pe Seismitoad X. Da, nu mă las bătut. Trebuie să vă arăt, nu pot să cred. N-am pierdut niciodată 3 meciuri consecutiv. Așa se întâmplă mereu. Nici mie nu vine să cred. Hai acum măcar. Să fie...
sară puterea decului ăstuia. Că... Ah, ok. Bun. Da, are un bench. Și a Blastoise Evil Tal, ok. Nu este rău. Nu știu, aoleu, chelleu. Bun. Miu. Mai iau pe Mr. Mime, just in case. Folosește și roller skates. Bun, am avut noroc de data asta. Hai. Hai cu Dimension Valley acum și Battle Compressor. Da, de unde? Battle Compressor, da. Restul, nu, bineînțeles. Totuși sunt încrezător că voi reuși. O să vă arăt și o să mai fac și în episodul următor tot acest deck, o să joc. E cel, probabil, cel mai bun deck pe care să-l am. Cam atât pot să fac. În păcate n-am prins Dimension Valley ca să pot să atac chiar tura asta. Deja Tyranitary X. Deja cărți din... Oleu, Crashing Hammer. Da, nu mai. Dacă se întâmplă mai lucruri de-astea, eu n-am cum să câștig. Ghinioane de-astea. Am Juniper, dar ce să fac și eu în momentul de față. Bun, mi-a picat ce avem nevoie. Crobike. Nu, cam, de fapt am un trabol. Cât dau damage? Asta sunt curios. 1, 2, 3, 5, 6, 7 doar. Mai aveam nevoie de câțiva. Da. Cum mă poate ataca? Și aș putea folosi un Lysander la următoarea. Oule, deja mi-a gata Tyranitar. Ups. Lysander, wow. Nici nu știu ce să fac. E dark și are rezistență. Joltic. Cred că voi folosi Juniper. Chiar dacă Lysander e tentant. Foarte tentant. Da, mai bine nu foloseam. Și totuși. Ce weakness are la fighting? Ok. Încă e tricky lucrul ăsta. Însă mi-am luat 2 deja. Și putea să-l bag pe Kale, doar are mulți X. 240, nu că m-ar deranja cu ceva. L-am pe Mew. Care... Oh, bun, așa. Bun, Battle Compressor. Joltic și atât.
Am nevoie totuși de încă o unenu, acesta chiar nu mai am nevoie de, am deja doi în mână. Cred că voi pune pe cât am, deci stai să vedem cât am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180. Perfect, nici n-am nevoie de muscle band. Sper că am numărat bine, chiar n-am chef să am vreo surpriză. Nu voi folosi niciun suporter. Night March, 180, încă un Pokémon. Și voi lua Vieseeker-ul pentru un potențial Lysander la următoarea tură. Bun, l-a băgat pe Tyranitar. Poate să facă ceva cu Tyranitar? Nu cred. Și am Vieseeker-ul. Îl pot aduce pe Keldeo în joc. Bun, folosește Rashin, ok. Da, pentru ce? Ok, deci a pus și a retras pentru Squirtle, da? Ah, ok. Da, am Lysander. Asta e puterea acestui deck. Prin asta. Prin asta. Am nevoie doar să dau, să fac 3 Pokémon. Bun, gata, e victorie. Bun, am câștigat. Ce se întâmplă? Așa. Da, în mare parte așa funcționează deck-ul. Cred că v-am arătat. Acum vom face pack opening. Am mai adăugat puțin acolo. Am pierdut primele două meciuri, însă a fost, sau trei câte au fost, da, trei a fost, da, cu Seismito DX, cu astea, dar la al treilea s-a văzut care e forța lui, cam așa funcționează. Și acum vom face un pack opening, cineva, Florin mi-a recomandat să cumpăr acest Pokémon X&Y Series 3 Booster Pack de Ancient Origins și chiar asta voi face, mai ales că am mult bani, 2355, voi face un redeem, confirm. Bani am destui, o să mai și fac și mi-a dat un Chespin, Icon, 3 Booster Packs și un Malamar. Nici nu știu dacă să fac, da, sunt untradeable, deci nu pot, un Malamar, care are stop, prevent all effect ability done to this Pokémon, contrary. Puneți flipsă coin, ok, deci sunt untradeable, deci voi putea să le scot și am și niște Roaring Skies-uri pe care le voi deschide în acest pack, deci să facem pack opening-ul, zic. Am niște Banderis Crossed și Treasures, nu știu cum, pe care le voi deschide tot așa untradeable și voi face, da, nici nu mai știu unde trebuie să intru, la colecții, corect. 79 de tournament ticket, foarte multe. Ba, acei bani s-au câștigat numai din luptele gen pe care le-am avut. Să vedem, da. Deci Boundaries Crossed, un Boundaries Crossed, un Legendary Treasures, un tournament chest, 3 Ancient Origins, 6 Primal Craves, dar acestea nu le voi deschide pentru că sunt tradable și aș putea să face trade. Și 4 Running Skies untradeable și 3 tradeable, le voi deschide numai pe cele untradeable. Și hai să începem cu Boundaries Crossed, cu cele Black and White. Abia așteptam să deschid aceste pack-uri. Snivy, Pokeball, Numel, Darumaka, Baniri, Darmanitan, Tranquil, Delibird și cele două rare, să vedem. Este un Toxicroak și un Shaymin, dar nu e cel care trebuie mie, nici măcar EX nu e. Bun, prim destul de nașpa, aș putea spune. Legendary Treasures acum. Să sperăm la lucruri frumoase. Gothita, Odino, Vulpix, Natu,
Magikarp, da, Imolga, Cedric, Juniper și 3, wow, 3, asta e interesant, una, avem pe Seismitoad normal, a doua, un Ninetales, oh, ce art miștoare, și un Shaymin EX, dar nu e cel care trebuie, e un EX până la urmă, e Shaymin, Shaymin full art din Legendary Treasures. Nu e foarte folosit, să vă spune. Tournament chest-ul acum. Să vedem ce reward avem. 10 poke și un lantern. Ok. E ok, nu pot să zic. Acum voi deschide Rolling Skies. Primele 4 doar. Poate sperăm și la un Shaymin EX. Fletchling, Pida, Pikachu, Binnacle, Shuppet, Rayquaza, Spiritling, Executor, Mega Turbo, care e o carte foarte bună, Dunsparce și Xatu. Încă unul. Wingull, Tailow, Natu, Inkay, Pikachu, Latios, Spiritling, Altaria, Pelipper, Wildlands, carte nouă și Kerbink. Cred că nu e foarte bine. Încă nu. Cred că norocul de data trecută s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Deci avem Spearow, Cascoon, Dratini, Voltorb, Pidav, Unpheasant, Shelgun, Gallade, Spiritling. Să vedem acum ce ne pică, un Togekiss și un Bennett. Numai Bennett o să ne pice acum. Aici cineva, la următoarea să pice numai beneți. Uite că se întâmplă. Swablu, 2 Swablu, chiar. Bine, este acesta e reverse. Electrike, Spearow, Gligar, Swablu, Ninkadama, Natric, Rayquaza, Speedling, Late Speedling, Swablu și Zapdos, da. Frumos. Și nu prea. Și hai, poate avem noroc în noile pack-uri, booster pack-uri, Ancient Origins. Să vedem. Avem noroc, 10 cărți, Ancient Origins. Majoritatea, toate vor fi noi, pentru că e nou, este nou acest. Oh, Ace Trainer, super, și reverse chiar. Deci avem un Cotoni, un Ralts, un Golurk, un Baltoi, Half-Art, Curlia, Sceptile, Spiritling, Metang, Ace Trainer și rarul este un Registeel. Ok. Nu încă un ex. Deci ce ne poate pica aici? Hoopa. Hex, mântuit de end, nu puneți nici aici pe Pokémon in play, nici Pokémon Scarfire, mai am obiect. Ah, interesant. Combi, Sligu, Berasun, deci stai să mai citesc. Until the end of your opponent's next turn, nici Pokémon in play, nici player's hand, nici pe... Da, asta e bun pentru acel execute. Să vedem cele două rare însă. Majoritatea vor fi noi pentru că e nou expansion și nu prea am. Bun, Metagross, Magnetic Warp. Și rarul, ia să vedem încă un mega rarul Claydle. Cred că cei mai proști care pot pica aceste pack-uri, asta trebuie să ai unul. Oh, unknown, acel unknown, that unknown. Baltoi, Meowth, unknown, Inkay, Quagsire, Curlia, Energy Recycle. Ah, interesant acest Energy Recycle, ăsta e pentru... A, cred că îl mai aveam totuși. Și Paint Roller, discard any stadium card in play. Și e și o carte, interesant. Vaporeon și Hynix. Un Entei. Half-Art, interesant. Deci, mă, totuși dacă am bani și nu mi-a prea picat, pot spune, niște lucruri extraordinare. Aș mai lua două în plus, tot așa Ancient Origins. Cu 190.
Nu mă supăr, am încă 1500. Să ne ducem în colecție, să le deschidem și pe acestea două. Acestea de 5 cărți, totuși. Nu cred că nu mă aștept la foarte multe, însă cine știe. Da, am avut ghinion de data asta. Level ball, ok. Ral, super, Porygon. Și e același Entei, însă de data asta fără acel art. Încă unul. Gumi, Eevee. Porygon 2. Și Regice. Deci am pe Registry Regice. Ok. Poate data viitoare avem noroc mai mare. Mai știi? Până atunci avem noi cărți. Ace Trainer. Interesant. Reverse. Ni s-au adăugat niște noi cărți, ce e bine. Și puteți spune... Energy Recycler, da, asta nu era, nu-l aveam. Și cred că am atât, ce putea să ne pice, ne putea pica un Sceptile EX, Mega Sceptile EX, Mega Ampharos, Ampharos EX, Hoopa EX, Lugia EX, și mult mai multe, acele Primal Groudon, Primal Kyogre, că o să ne pice și ele, Mega Rayquaza. Dar nu mă supăr, sincer, nu mă, chiar nu, față de ce mi-a picat trecută pot spune că mult mai jos, însă nu, da, n-am avut ghinion nici în lupte, nici în astea, însă, nici în pack opening, însă la următoarea poate cine știe, facem mai multe, voi reuși să termin versus mode-ul. Cu siguranță aceste reward-uri le voi lua până atunci, mai ales că mai am doar 15 până la Rolex Skies 5 și voi urca încă, mă mai jucam niște meciuri cu Nightmare și v-am arătat ce poate în ultimul meci, cum poate să, cum se desfășoară. E un deck legit care se folosește de mulți și da, cred că am avut cam atât de arătat pentru acest episod. Sunt foarte bucuros pentru acest nou expansion. Sperăm să vină și cu deck-urile, acel deck cu shifteri nou apărut acum este nuts. Să vă duceți pe ultimul videoclip, ultimul stream al lui Jaywitz și veți vedea ce poate acel deck. Este un fel de troll deck cum e și acest Nightmare într-un fel, însă acest Nightmare totuși folosește energie, folosește iteme, suporter, Pokémon, acela, o să vedeți ce e de capul lui. Și da, cam atât pentru acest episod de Ancient Origins. Așteptăm și alte expansiuni. Ce voiam să vă anunț, peste o săptămână fix începe campionatul mondial Pokémon. Să nu-l ratați, neapărat să vă uitați la el. Bun. Eu am fost Diviu, ne vedem cu alte episoade, sper că v-a plăcut acest episod sau mai degrabă nu v-a plăcut pentru că a fost gross, a fost plin de ghinion, însă nu contează, ne vedem și cu alte episoade unde vom avea noroc poate. Eu am fost Diviu, toate cele bune, numai bine, la revedere!